Te-am văzut la antrenament cu echipa. Erai vesel, trăgeai mai greu, dar... Îți dai seama, fiecare antrenament pentru mine e o bucurie în momentul ăsta și fiecare antrenament e foarte util. Adică fiecare zi ce trece, consolidează totul, să zic așa. Cum te simți? Cum ești? Mă simt foarte bine, sunt fericit că din punct de vedere medical am fost bine la începutul pregătirii și am putut să vin în cantonament, că asta era obiectivul meu. Și că pot să fac pregătirea asta fizică, pentru că dacă aș fi ratat cantonamentul, mi-ar fi fost mult mai greu să-mi intru în ritm, să revin. E ok. A fost o perioadă completă pentru tine. Încă una. Cum ai trecut peste? Am văzut niște imagini pe Instagram, am văzut... Da, mi-a fost greu. Cel mai greu mi-a fost în momentul în care am aflat diagnosticul. Iar ruptură de ligament. Cred că a fost probabil al doilea cel mai greu moment din cariera mea. Pe moment chiar n-am... Câteva ore am rămas pur și simplu blocat, nu știam ce să fac, care e următorul pas. Pe urmă, recuperarea a fost mai ușoară decât prima dată, probabil pentru că știam ce mă așteaptă și chiar a mers totul foarte bine. Nu știu dacă a contat și lucrul ăsta, că mai trecusem o dată prin toată nebunia asta și știam cum e. Dar a mers bine, a trecut destul de repede. Na, asta e. Cum treci peste momentul ăla când afli? Acum doar chiar mi-a fost foarte greu, pentru că în primul rând încep să spui iar fel și fel de întrebări. De ce iar? De ce acum? De ce s-a întâmplat? Și răspunsul? Răspunsul nu găsești. Oricât ai stat să te gândești, nu prea găsești. Mai ales când ai, cât am avut eu în ultimii ani, așa una după alta, fel și fel de accidentări. Dar treci peste gândindu-te că așa e în viață, indiferent că vorbim de un sport sau de viață în general, sunt momente grele în care trebuie să treci mai departe. Sunt astea care par clișee, caz de 10 ori, te ridici de 11 și așa mai departe, dar până la urmă asta e. Sunt puțini fotbaliști, sportivi în general sau oameni care au reușit în viață care să nu fi trecut printr-un moment greu și să nu fi trebuit să o ia iarăși de la zero la un moment dat sau să treacă peste un moment greu. Ai lucrat cu un psiholog? Nu, n-am lucrat în perioada asta. Mi-aș fi dorit, dar pur și simplu n-aveam timp, pentru că îmi lua destul de mult timp cu recuperarea, plus că am fost în București. În București, în primul rând, pierzi în trafic foarte mult, așa că n-am avut timp. Mă gândeam la momentul în care ai aflat atunci să te duci, că bănuiesc că primul lucru este să zici gata, nu mai... Mă las că... Da. E greu, dar... Am avut momente, nu pot să mint că n-am avut momente, dar... Am noroc... fotbaliști care au trecut mai puține decât ai trecut și s-au gândit la... Da. Am avut poate și noroc că am avut oameni lângă mine care m-au încurajat și mi-au spus nu, n-ai de ce să renunți, mergi mai departe, până la urmă aș simți că mirosesc oarecum talentul. Am 31 de ani. Dacă aveam 34 sau 35, atunci sigur ziceam gata. Dar când am fost în Anglia și m-am accidentat prima oară, aveam psiholog la echipă și am lucrat în perioada aia cu el și mi-a prins bine. Adică, sigur, am rămas cu ceva și din perioada aia. Lumea zice că e ușoară meseria de fotbalist. Când mă uit la piciorul tău, parcă nu aș apuca de fotbal. Da, ce să zic. Sunt foarte multe satisfacții. În general, lucrurile astea se văd și lumea le scoate în evidență, dar sunt foarte multe lucruri care nu se văd. Sau poate în cazul meu s-au aflat, dar în cazul altor fotbaliști, chiar să zic foști colegi de-a mei, poate nu s-au aflat. Am avut colegi chiar din acea generație de la Steaua care, nu știu, au avut probleme cu inima la un moment dat după, sau, dar n-au apărut în presă pentru că n-au apărut. E greu. Sportul de performanță nu este sănătos. Dar dacă ar fi să o iau de la început, aș face-o fără nicio ezitare. Adică satisfacțiile depășesc sacrificiile. Mă uit la tine că ești un munte de om. Mă uitam și la Chiricheș cu aceleași probleme. Făcea și la antrenamente cu FCSB la un moment dat. Amândoi ați avut probleme cu accidentările. Da. Vorbim. Am vorbit și acum câteva zile. Ajungi la un moment dat pur și simplu să nu te mai gândești de ce.
și eu și el încercăm să schimbăm câte ceva, mai ales cel puțin eu în ultimii ani, tot am încercat să mai fac o schimbare în viața mea, poate așa o fi mai bine, poate așa o merge, efectiv nu mai știi ce să faci la un moment dat. Te duci și spre chestii de-astea mistice, eu știu? Nu, sunt, mă rog la Dumnezeu, atât, nu am superstiții, vorbesc chestii, nu știu, poate de alimentație sau, nu știu, să fac mici schimbări așa ca stil de viață, altceva nu prea ai ce să faci. Și așa o posibilă explicație cel puțin la mine a fost în general că nu, când m-am accidentat și am avut accidentări grave, a fost pe un fond care n-avea continuitate, nu eram bine pregătit fizic. Am, cel puțin în ultimii 3 ani, n-am prins niciun cantonament. S-a întâmplat ceva anul trecut cu Iași, a fost vremea proastă sau nu, la vreo 2 meciuri amicale. În vara trecută a fost o neînțelegere cu cei de la Iași, m-am întors la Craiova, iarăși n-am apucat să fac cu Craiova cantonamentul. Deci mereu, în cazul meu, cred că asta a fost una dintre probleme și în general, dacă nu ești bine pregătit fizic, n-ai continuitate, se pot întâmpla accidentări de-astea. E presiunea mare și la Craiova? Este. Aici presiunea mai mare e dată de suporteri, pentru că oamenii sunt pretențioși, e normal să fie așa și, în primul rând, răspundem în fața lor. Vin chiar în număr mare la stadion și de acolo vine presiunea. Sigur, și conducerea și toată lumea care aici își dorește performanță. Adică, până la urmă, am trăit o cupă câștigată și a fost o sărbătoare foarte mare și a fost o bucurie pentru toți. Nici nu pot să-mi imaginez, ar fi o nebunie totală. Și ar fi păcat să nu mai trăim astfel de momente încă o dată. E lotul complet pentru o luptă cu FCSB și CFR Cluj? Asta nu știu. Asta știu mai bine cei din staff. Cred că aducerea lui Nistor a fost o idee bună și un transfer foarte bun, pentru că e greu să aduci în România un jucător de națională. Și toți jucătorii care vor veni, poate vor mai veni, sunt bineveniți până la urmă. Te-a surprins că s-a integrat așa de repede? Vorbește mult, cântă, am văzut la restaurant. Nu, în momentul în care joci în Liga 1 atâția ani, deja te cunoști cu jucătorii, că te întâlnești de atâtea ori cu ei în teren, e ușor să te integrezi. Mai greu e când mergi într-o țară străină, în care poate nu vorbești limba, e alt stil de viață. Așa, în România e ușor. Te știa și de la națională, bănuiesc, că mulți dintre ei, probabil, relații aveau și de acolo. Da, sigur, și până la urmă, n-am jucat doar la Dinamo, am jucat și la alte echipe, poate la alte echipe a fost coleg cu unul dintre băieții de aici, adică ne cunoaștem, ne mai întâlnim, nu știu, în oraș, ne mai întâlnim peste tot. Crezi că se va resimți despărțirea de pe țurcă? Nu cred, pentru că lucrurile nu pot să zic că au mers extraordinar, adică cred că am făcut o treabă bună în cantonament până acum, pregătirea a fost foarte bună și începem treaba de la din nou. Nu, adică nu cred că, Doamne ferește, să meargă lucrurile mai rău sau să se vadă o schimbare în rău. Sper să lucrurile să meargă bine, trebuie să fim pozitivi. Te surprinde că o legendă a Craiovei, cum e Papură, e contestat de suporteri? Mă surprinde. Ce să zic? Domnul Papură e unul dintre antrenorii buni pe care am avut. Eu chiar am avut mulți antrenori până la vârsta asta și e un om care știe fotbal. Acum, sigur, poate pentru că n-are un CV atât de impresionant, e contestat. Dar eu îmi doresc și sper ca tot să fie alături de noi și de antrenor, pentru că ne afectează pe toți. Adică în momentul în care cineva e, nu știu, e huiduit sau cineva e... Se simte și la picior? Nu neapărat la picior, simte la cap. E normal când nu te simți bine, da, nu te simți bine după meci când știi că ești huiduit sau că antrenorul sau un coleg sau... Până la urmă suntem o echipă și trebuie să funcționăm ca o familie.